Salut, eu sunt Elena. În videoclipul de astăzi o să fac tipuri de oameni pe Instagram. Deci, haideți să începem! Deci, primul tip de om de pe Instagram este cel care face poze cu hamsterii. Adică, eu, un bonus! Deci, haideți să începem! Eu nu se vede niciun hamster pentru că sunt în centru, cum vedeți, la Moșneci. Și da, mi-a luat și o husă nouă. Deci, haide să începem. Să-l mălungim intro-ul. Să începem. Ce drăguții! Fii cu minte la poză hamsterele cățărătoarea. Ați văzut că n-aveam niciun hamster pentru că sunt în centru și este un nebun de cerșetor care dacă pun un coșor de gunoi și mi-e super frică și nu vrea să mă audă că e prost cu pula în cur. Deci, al doilea tip de om este cel care filmează basul de la boxe. Tot eu. Și apropo, boxile alea mi s-au ars. Și că acesta a fost basul, dar n-a fost niciun bas. Am mișcat eu camera așa și am făcut du-du-du-du-du. Da. Și a treia persoană, cel care face poze în rafale. Deci, practic, pozele care le face rafale pe Instagram sunt cele care se înceață și nu le mai salvează în telefon. Acestea a fost pozele rafale. Acum, următorul este cel care face numai gesturi obscene. Deci, da. Ok, prima persoană este cel care face poze pe Instagram cu muia. Cam acesta a fost și videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut aceste noi tipuri de Instagram, nu uitați să dați un like, să-l apreciați, să vă abonați, activați și clopoțelul de notificare pentru mai multe notificări. Ok! Pa-di!